Bună ziua! Încep o nouă transmisiune de la Turneul Internațional de Șah din Arad. O nouă înregistrare cu runda, mă ocup acum de runda a cincea. Până acum au fost patru runde, runda a cincea, astăzi rundă dublă, runda a șasea și runda a șaptea. La sfârșit mă voi ocupa de amândouă rundele. Care este situația la Marele Turneu Internațional din Arad? Au ajuns mult mai mulți pe primul loc la egalitate cu 4 și jumătate, nu are nimeni 5 din 5. Acum să ne uităm și pe ceva partide de la turneu, deci deocamdată se continuă și mulți jucători au șansa, printre care Istrățescu, Miron, Peptan, Vlad Jianu, este și el aproape acolo, Balog, Imre și câțiva străini, Dimitrov, Radoslav, așa, și Kozuharov, Spas, sunt în față și toți au șanse cumva sau pot avea pretenții la primul loc. Deci, acum ne vom ocupa de câteva partide, ce s-a mai întâmplat la turneul în runda a cincea. În runda a cincea, o partidă destul de spectaculoasă a avut-o Văsieșu Victor cu David Alexandru Vasile. David este un jucător foarte serios, cu un elo respectabil, peste 2400. Victor Văsieșu se pregătește schimb foarte bine și le dă emoții tuturor, inclusiv i-a dat lui Costache Mihnea pe care era să-l bată. Am ajuns în această poziție, David a jucat destul de interesant. Și o partidă complicată, iar David în momentul ăsta, probabil fiind un pic superficial, s-a gândit câștigă un pion și gata, va câștiga și partida și a jucat turnia C1, turnia C1 și aici a ales mutarea damă de 5, o gafă incredibilă pentru un jucător de forța lui David. Se vede că a făcut din mână această mutare, turnul 8 era o mutare ok, cu joc complicat, poate chiar poziție periculoasă pentru alb, a jucat damă ea de 5, la care a urmat surprinzător mutarea damă ea F8, sacrificiu de damă, ceea ce ruinează poziția negrului, negru neputând să joace rege AF8 din cauza continuării turn C8 șah, turn C8 șah, nebun de 8, forțat, turn ia de 8, dama ia de 8, nebun ia de 8 și albul rămâne cu piesa în plus și câștigă foarte ușor. Deci așa a câștigat Victor Băsieșu, dar oricum a fost o parte de angajament, deci el a jucat bine și David a făcut o gafă neașteptată pentru un jucător de peste 2400. Următoarea partidă pe care vreau să o vedem este Manea. Manea Alexandru, un jucător vechi cu cunoștințe multe, a ajuns în această poziție după o partidă complicată, a ajuns să intre pe linia 7 cu speranțe de câștig și a jucat damă de 8, amenință turnia F7 cu câștig, adversarului a jucat turn C6, dar el a jucat aici turn C8, s-au schimbat damele ca la 6 și s-au hotărât că este remiză. Însă în această poziție a arătat un câștig foarte simplu, deci cu două mutări înainte de remiză a arătat turnia F7 șah, trebuie regia F7 și nebun C4 șah, după care dama se pierde, întrucât la rege G7, damă G8, rege H6, damă H8 mat. Deci o greșeală uriașă, o ratare uriașă, mai degrabă din partea lui Manea, care putea câștiga punctul întreg aici și după turn C6 cu mutarea turnia F7, vă spuneam, ar fi câștigat spectaculos. Următoarea partidă pe care vreau să o vedem este Gâlea, o partidă de final, Gâlea Lucian, care este antrenor cunoscut de la Galați. A jucat o partidă nu spectaculoasă, ci mărunt, 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 la micul avantaj și s-a jucat această poziție, s-au schimbat și turnurile, a ajuns Gâlea, este cu albul, are evident avantaj, negru aici ar fi trebuit Șandor Tamaș, care a jucat destul de bine în acest turneu, ar fi trebuit să ia decizia și să joace E4, mutarea cea mai normală din punct de vedere strategic. Pionii trebuie să-i pui pe culoare inversă nebunului tău. El a uitat să împingă E4 și a jucat rege F7, ca după nebun C3, albul amenință mereu F4, schimbul nebunilor și intrarea într-un final de regi câștigat cu pion în plus. A jucat G5 să încerce să împiedice F4, mergea și F4. A mai stat un pic, a jucat F3 până să se hotărască. Iarăși G4 era momentul oportun, pentru că la F4 ar fi urmat ea F4 și era rău pentru alb, nebunia G7, F3 șah. Ar fi trebuit negru să ia o decizie strategică, să joace G4, a jucat nebun F6 și după H3, rege E6, F4, albul a câștigat foarte ușor acest final. A urmat doar GF4, GF4, nebun de 8, nebunia E5. Deci iată cum două momente în care nu a jucat bine strategic negru, avea și pe un minus, este adevărat, dar ar fi avut ceva speranțe pentru remiză. Următoarea partidă și ultima din această rundă, urmând ca după aceea să vedem rundele de foc care urmează. Astăzi v-am spus că sunt două runde. Deci ultima din runda 5-a pe care vreau să o vă arăt este această partidă în care Trifan l-a prins Stoleriu, cel cu negru, are
elo destul de mare, este un jucător cu ceva experiență, și, dar a uitat să rămână, a uitat că trebuie să mai facă rocada. A rămas cu regele în centru, a jucat nebune 7, albul a jucat nebune 4 și el s-a gândit că nu are pierde timpul cu rocada. A jucat nebun H5, strategic, cu ideea nebun G6 și albul a jucat dama E4. În acest moment se poate vedea cum se intersectează toate simte. Apare presiunea pe C6 și cu turnul care bate în B7. Deci dintr-o dată se vede că aici sunt probleme. Și el a jucat iarăși, a uitat să facă rocada, a jucat nebun G6, iar după turnia B7, poziția lui s-a prăbușit imediat, putând să cedeze deja în acest moment. Acestea au fost câteva din partidele rundei. Urmăriți-ne în continuare pentru a vedea runda dublă de astăzi, două runde într-una. Voi face pentru a vedea cine se apropie de titlul de câștigător al Marelui Turneu Internațional de la Arad. Vă mulțumesc, o zi bună, la revedere!